găsit! E o bucurie revederea cu tine! Îți propun astăzi o excursie în județul Buzău. Știi, am ales acest județ pentru că aici este locul meu natal, dar după modelul meu, mă poți invita și tu într-o excursie imaginară, județul tău. Așa îți vei promova locurile, vei învăța puțină geografie, poate și istorie, dar vei continua și povestea matematică. Uite, aici am pregătit o hartă. Este harta județului Buzău. Am consultat pe internet hărțile Google și am exportat această imagine cu limita județului. Vom porni din localitatea Buzău, care este și municipiul reședință de județ, și vom urma un traseu cu câteva obiective reprezentative pe care o să le descoperim împreună. Avem la îndemână această hartă pe care am trasat o rețea de pătrate formate din drepte, paralele și perpendiculare. Le-am numerotat de la 0 la 14 pe orizontală și de la 0 la 19 pe verticală, 0 fiind punctul comun. Acum pot spune care sunt coordonatele punctului de pornire urmărind liniile care corespund poziției marcate. Orizontal 8 și vertical 7. Deci, punctul are coordonatele 8 și 7. Simplu. Ai ajuns în municipiul Buzău pentru că are cea mai reprezentativă clădire este Palatul Comunal, a cărui construcție a durat 5 ani și a început în anul 1899. Te las pe tine să calculezi anul când s-a terminat construcția și îți mai spun doar că astăzi această clădire găzduiește primăria municipiului. Urmărește acum traseul propus și spune care sunt coordonatele fiecărui obiectiv de vizitat. În verificarea răspunsului tău vei primi și informații despre obiectiv. Drum bun! Corect dacă ai răspuns coordonatele 5, 8. Ai ajuns la tabăra de sculptură Măgura, o expoziție în aer liber cu 256 lucrări în piatră realizate într-un interval de 16 ani, începând din anul 1970. O minune de peisaj în apropierea mănăstirii Ciolanu. Coordonatele 3-11. Corect! Muzeul Chihlimbarului de la Colți, unde poți vizita o colecție unică de rășini fosilizate din munții Buzăului. Chihlimbarul este o piatră semiprețioasă, rară și foarte scumpă, folosită la realizarea de bijuterii. Aici există un chihlimbar special numit rumanit. Coordonatele 4-12, corect. Poți vizita peșterile rupestre de la Boziorul, săpate în piatră și folosite ca locuri de rugăciune, chilii, prin secolul al XVI-lea, dar se pare că datele arheologice le situează în perioade mult mai vechi. Pereții unora adăpostesc desene și inscripții rupestre foarte vechi. Sigur că da, coordonatele 5-14. Focurile vii sau focurile nestinse. La lopătari poți vedea cum flăcările dansează aici colo, la suprafața pământului, ca și cum cineva le-ar aprinde. Sunt gaze care ard continuu și provin din adâncul pământului. Dacă ai răspuns 6-13,
găsit coordonatele corecte și ai ajuns la platoul Salin Meledic, locul unde sarea creează un relief interesant și unde se află a doua peșteră din lume ca lungime dintre toate peșterile care s-au dezvoltat în sare. Curios, nu crezi? Coordonatele 7-11. De departe, cea mai interesantă zonă este Berca Pâcle, unde vei descoperi vulcanii noroioși. Peisajul este în continuă schimbare datorită noroiului care ajunge la suprafață. Parcă ai fi pe lună. Știi, zona a fost folosită de mulți regizori pentru realizarea de filme și videoclipuri. Vulcanii noroioși de la Berca sunt pe locul 2 în Europa ca dimensiuni. Organizatorii geoparcului Ținutul Buzăului, care s-au ocupat de amenajarea ariei protejate, au avut o idee năstrușnică. Așadar, dacă ești pasionat de științe și puțin curios, vei găsi aici chiar și rețeta unui vulcan noroios preparat ca la bunica acasă. Cum excursionistului trebuie un popas, te invit să ne oprim și noi aici și să continuăm excursia în partea a doua cu noi obiective și noi provocări. Ne revedem în curând! Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste!